tărnici pentru luptătorii noștri. Sunt chemați la centru cei doi luptători, cărora le sunt explicate regulile pe scurt. Regulamentul Kenpo K1 pentru această competiție, cu un cap mai înalt sârbul decât luptătorul nostru. Câteva cuvinte despre sârb, un sportiv cu un pachet larg de lovituri, multe lovituri de picioare, lovituri de genunchi. Probabil va încerca cât mai multe lovituri de genunchi în fața lui Lupo, având în vedere că alungea sa îl ajută. Are o adevărată pasiune pentru Superman, acest sârb. Are tatuat, vedeți acum în imagine, sigla lui Superman pe umărul drept. A început tare sârbul cu câteva lovituri de picior. Am văzut și o frontală care s-a dus spre figura lui Florin Lupu. Luptătorul nostru duce bine loviturile până acest moment. Iată încă o lovitură înaltă de picior. O lovitură tipică din Kyokushin, această lovitură descendentă. Stă la cutie până acum Florin Lupu și parcă încearcă să își ghicească adversarul, să vedem când va porni ofensiva. A fost un prim croșeu de dreapta din partea lui Florin Lupu, iată și un low kick puternic. A încercat și Lupu o lovitură frontală, a pleznit acolo bine acea lovitură sârbul. A fost încă un low kick puternic din partea lui. Este bine, are ripostă Florin Lupu la orice aruncă sârbul către el. Ține brațele sus, Lupu încearcă să se apropie și el de adversarul său. Încă o lovitură joasă de picior trimisă acolo de Miloș Janić. Croșeu de dreapta din partea românului. I se strigă din colțul lui Lupu să nu-i mai dea spațiu adversarului. Este la podea acum Lupu, dar nu este numărat, a fost dezechilibrat de către adversar. A alunecat un pic acolo Florin Lupu. I-a luat Ani și piciorul de sprijin. Cearcă lovitură înaltă Miloș Janić, s-a ferit bine acolo Lupu, a eschivat cum trebuie băcăuanul. Păstrează distanța, Lupu încearcă să se apropie de adversarul său, imediat cum face un pas înainte, Janić încearcă acele lovituri înaltă de picior, acele frontale care să-l ducă un pas înapoi pe Lupu. A lovit foarte bine cu overhand-ul de dreapta, Lupu îl așteaptă pe adversar și cu siguranță îl va prinde pe contră. Da, o lovitură joasă de picior care s-a dus sub centură. Dreapta, stânga, două croșete frumoase din partea lui Lupu. Face pasul înainte acum Florin Lupu, încearcă să se apropie de adversarul său. Janić, foarte multe mișcare în ring din partea sârbului. Folosește foarte mult aceste lovituri la întâmpinare, vrea să-și folosească alonja, să-l țină la depărtare pe Lupu. Ultimele secunde în această primă rundă, încearcă din nou Janić să se apropie de adversarul său, încearcă lovitură din întoarcere, a blocat bine Lupu. Prima repriză echilibrată între Florin Lupu și Miloș Janić, prima repriză spectaculoasă, un meci cu un început tare la prima luptă a galei dintre Serbia și România. Să vedem dacă vor schimba ceva din planul tactic cei doi luptători. Florin Lupu trebuie să treacă de alonja acestui Miloș Janić. Iată acea lovitură din întoarcere foarte spectaculoasă. Foarte rapid în execuții sârbul. Din fericire, până acest moment, Lupu nu a fost surprins de acele lovituri din întoarcere ale sârbului.
Iată-l pe Lupu, se năpusește spre adversarul său, a încercat o lovitură frontală din săritură, a picat la podea, se ridică repede, nu e nicio problemă. Presează mai mult în această a doua repriză Florin Lupu, se pare că a intrat mult mai motivat în meci. A aruncat o privire spre colțul său, acolo unde antrenorul Alin Panaite îi dă indicații lui Lupu. Iată două croșie bune, din păcate au ratat figura lui Anici. Anici încearcă cu o lovitură de genunchi. Se aruncă foarte mult acest Miloș Ianici, nu degeaba îi place Superman, se pare că îi place să zboare, să zboare și peste adversarul său. Iute în execuții, pregătit fizic foarte bine Anici, e un meci greu pentru Lupu. În general, aceste meciuri împotriva unui adversar mai înalt, care, mai ales dacă și știe să își folosească alungea, sunt grele, dar Florin Lupu a reușit până acum să treacă de câteva ori de barajul făcut de sârb. Da, intră bine croșul de dreapta peste garda adversarului Lupu, dar, din păcate pentru el, destul de greu să se apropie de Miloș Ianici. Face pasul la timp înapoi Ianici. Mai mult de atât, trimite și aceste lovituri de picior frontale care îi pun probleme lui Lupu. Trebuie să fie atent la aceste lovituri Lupu. Sunt niște execuții foarte periculoase. Practic toată forța corpului este pusă în zona de impact, în călcâi. Încă o dreaptă trimis acolo de Lupu. Prea puțin pentru Lupu până acest moment, are nevoie de mai multe lovituri, de mai multe serii legate. A reușit acea lovitură, da. Este numărat Florin Lupu, a reușit să intre această lovitură lui Miloș Ianici. Numărat acum sportivul Băcăuan, dă semne că este ok, să vedem ce decizie arbitru. Da. Nu permite doctorului să îngrijească acea rană lui Lupu, s-a enervat românul, a încercat acum să îl secereze pe adversarul său. Trebuie să treacă peste acest moment greu Florin Lupu. Meciul este oprit pentru a permite doctorului. Nu, n-a fost oprit, meciul continuă. Mai sunt câteva secunde, probabil doctorul va interveni la pauză. First round. Fight! Trebuie să recupereze Florin Lupu în această ultimă rundă dacă vrea să câștige meciul. Da, a avut acea lovitură, a încasat acea lovitură în repriza secundă, atunci când Miloș Ianici a reușit lovitura din întoarcere cu piciorul, i-a spart și nasul atunci lui Lupu, a fost numărat sportivul român. Are nevoie de un knockdown Florin Lupu pentru a egala situația pe scorecardurile arbitrilor, asta în cazul în care prima repriză a fost declarată egalitate. Din nou dus la colț Florin Lupu pentru a primi îngrijiri medicale. Brațele sus pentru Florin Lupu. Clar mai a variat luptătorul nostru decât Miloș Ianici. Încearcă din nou din întoarcere sârbul. Și a schimbat tactica sârbul. Nu mai presează, acum preferă un joc în care își menține distanța și trimite lovituri de picior pe coapsă.
Încearcă să se apropie Lupu, Miloșan, și se pare că în această rundă preferă să-și conserve avantajul pe care l-a obținut în repriza a doua. Pune tot ce are acolo Florin Lupu în aceste lovituri. Este clar că trebuie să trimită o lovitură devastatoare pentru a întoarce soarta acestui meci. Da, a încercat Lupu câteva lovituri acolo prin care să-l pună la podea pe adversarul său. Din păcate, le-a cam ratat. Încă o dreaptă trimisă de Lupu. A ratat ținta și de această dată. Aruncă o stângă la întâmpinare acolo Anici și din nou acea lovitură din întoarcere, care însă parcă nu mai are aceeași forță din debutul meciului. Miloș Anici, lovitură din întoarcere, a blocat Lupul. Se pare că și-a învățat lecția primită. Este de ajuns să intre o singură astfel de lovitură pentru a cauza pagube foarte mari, asta în cazul în care nu se ajunge la knockout. A reușit Lupul să continue meciul și lupta acum în ultima repriză pentru victorie. Luat în brațe acum Miloș Anici, sunt ultimele secunde în această luptă. Se încheie meciul dintre Miloș Anici și Florin Lupu. Din păcate, sportivul nostru, chiar dacă a făcut un meci bun, are un dezavantaj din repriza a doua, atunci când a primit acea lovitură din întoarcere cu piciorul și a picat la podea, a fost numărat. Iată lovitura, momentul în care Lupu a fost trimis pentru moment în lumea viselor de adversarul său. A fost puțin groghi, s-a ridicat, a fost numărat. În cele din urmă a reușit să termine meciul. E destul de greu pentru el să facă față adversarului pe care are, pentru că la înălțimea sa destul de greu să ai un adversar de același nivel de înălțime. Așteptăm decizia arbitrului judecători. Nici o surpriză în ceea ce privește decizia. Miloș Anoș Anici câștigă primul meci pentru Serbia în această semifinală. Decizie unanimă pentru sârb, care a câștigat cu 3-0. Urmează meciul lui.